Și dacă tot am vorbit de terapia obezității, haideți să vorbim și de terapia obezității la copil, deoarece, din păcate, obezitatea în ultimii ani survine și la copii. Este foarte importantă o abordare multidisciplinară și adaptată vârstei copilului. În primul și în primul rând, iată aspectele care trebuie să le urmărim în terapia obezității la copil. Evident, dieta sănătoasă. Să evităm să acordăm copilului acele alimente procesate, băuturi îndulcite, doar pentru simplu fapt că îl iubim și ne dorim să fie fericit, îi dăm mult dulce. Nu este cazul. Trebuie să ajungem la alimentație, să-i facem o alimentație sănătoasă, echilibrată, bogată în cereale integrale, în fructe, în legume și, evident, și dulce, dar rar. Copiii trebuie să aibă activitate fizică în funcție de stilul lor, în funcție de capacitatea lor. Ce înseamnă exercițiu fizic la copil? În primul rând, jocul. Trebuie să fie integrați în jocuri, trebuie să facă sporturi care le plac, de echipă, care să-i ajute. Este foarte important. Să nu uităm de educația nutrițională. Aceasta începe, în primul rând, din familie. În cazul în care părintele nu știe, poate să existe consilierea nutrițională în care părintele să fie învățat cum să îl alimenteze copilul. Să nu uităm de acel suport familial. Totul pornește din familie împreună cu mediul, împreună cu anturajul, toate influențează. Consilierea psihologică. Și la copil este necesară o consiliere psihologică, deoarece copiii sunt marginalizați care suferă de obezitate. Și să nu uităm de monitorizare medicală. Chiar dacă sunt copii, necesită monitorizare medicală, pentru că obezitatea este o boală cronică ce trebuie tratată inclusiv la copil. Este important să abordăm obezitatea la copil cu multă empatie, să implementăm schimbări treptate, nu bruște, pentru adoptarea unui stil de viață și să facem totul în echipă, astfel încât să aibă un exemplu de la cine să se inspire.